Minune pentru familia unei tinere în vârstă de 23 de ani, care a născut în ciuda faptului că se afla în comă de mai bine de 7 luni. Femeia a fost implicată într-un accident teribil de motocicletă și a avut nevoie de 5 operații pe creier. Femeia în vârstă de 23 de ani, originară din nordul Indiei, a fost implicată într-un accident oribil de motocicletă, în urma căruia s-a ales cu răni extrem de grave la cap și a avut nevoie de 5 operații pe creier pentru a supraviețui. În ciuda eforturilor, femeia se află încă în comă, dar fără să fie cuplată la ventilator. Proaspăta mămică a fost grav rănită la doar 40 de zile după ce a rămas însărcinată, după ce a căzut de pe motocicletă nepurtând cască. Potrivit datelor din anchetă, femeii s-ar fi prins burca în roata din spate a motorului, în timp ce partenerul ei conducea. Au pierdut controlul și s-au răsturnat în accidentul oribil din martie, provocându-i răni teribile la cap. De atunci, femeia a fost în comă și a suferit 5 operații pe creier. I-a fost îndepărtat chirurgical un segment din craniu pentru a-i ușura presiunea asupra creierului, însă medicii au fost nevoiți să o cupleze la un ventilator pentru a continua să respire. De-a lungul celor 7 luni, mai multe cadre medicale au luptat cu decizia dificilă de a întrerupe sarcina, însă o ecografie a arătat că aceasta este în regulă. Fătul nu a suferit în urma accidentului, motiv pentru care familia a fost sfătuită să țină sarcina până la final. În ciuda faptului că medicii i-au dat mamei între 10 și 15% șanse de a ieși din comă, ea a născut o fetiță sănătoasă pe 22 octombrie. De la naștere, femeia a fost scoasă de la ventilator, iar ocazional își mișcă capul sau picioarele. Familia are speranța că într-o zi aceasta s-ar putea trezi și și-ar putea întâlni fica. Chirurgul a numit cazul foarte neobișnuit, adăugând: "Nu am întâlnit niciun astfel de caz în cariera mea de neurochirurgie de 22 de ani. În prezent se află într-o stare stabilă și nu are suport de ventilator. Există această concepție de a nu purta cască de siguranță ca femeie, în timp ce călărești sau conduci un motor, în special din partea comunității musulmane. Femeile și, în fapt, oricine care călătorește cu un vehicul cu două roți ar trebui să poarte cască de siguranță", relatează Observator News.ro.